unde avem aceste valori și unde se încadrează ele, da? Hai să vedem ce am măsurat și ce înseamnă fiecare dintre ele. Prima valoare îmi arată un comportament numit acțiune, da? Deci numărul 1 este acțiune. Ce înseamnă acțiune? Acțiune înseamnă capacitatea mea de a livra rezultate. Deci eu mă uit la acțiune, nu din punct de vedere al mișcării și al efortului depus, ci dacă acțiunea mea duce la rezultate. Da? Pentru că eu ca antreprenor, eu ca manager, vreau să mut lucrurile, vreau să se întâmple lucruri, nu vreau doar să fac lucruri. Pot să fiu extrem de ocupat, dar ocupat nu înseamnă performant. Da? Aici vorbim despre performanță, vorbim despre livrabile, vorbim despre rezultate. Ce înseamnă valoarea 1, acțiune? Dacă am între 0 și 8, probabil că fac lucruri. Finalitatea lor mă interesează să vă uitați la ea. În ce măsură le finalizez? În ce măsură se întâmplă lucrurile respective? În ce măsură sunt atent la cum le prioritizez, dacă mă concentrez pe cele importante? Sunt antreprenor, dacă mă concentrez pe cele ce aduc bani sau sănătatea firmei pe termen lung, sau mă concentrez pe a face lucruri, dar nu neapărat ca a finaliza ceea ce îmi propun să fac. Da? Deci este atrofiată. Fie că nu am energie, am acei dinți de fierăstrău în ritm și în energie, acum sunt plin de tuția și mă duc în abis, da? Iar mă resuscitează ceva, iar mă duc. Deci fie am variații de ritm între 0, fie nu sunt concentrat pe livrare. Da? Între 9 și 14, zona de acțiune este echilibrată, probabil că mi-au obiectivele corecte, probabil că dacă mi le-am, mă concentrez pe ele, definirea lor este altă discuție, dar odată ce mi-am propus ceva, mă duc și lucrez la timpul la care trebuie să lucrez. Între 15 și 20 de puncte la acțiune este în exces. Am acel gen de abordare în care nu spun nu. Iau foarte multe proiecte în brațe și mă duce, când te concentrezi pe 7.000 de chestii în același timp, până la urmă nu faci nimic bine. Este prea multă zonă de acțiune și risc să nu mai livrez. Da? Bun. Deci asta este pe zona de acțiune.